ai spus aici tu, mai de mult, Israelul s-a îmbogățit pe spatele turismului datorită Salvatorului. Nu cred că există un loc de pelerinaj mai mare ca acolo. Fără Salvator, se duceau la vale. Ei trăiesc datorită turismului, datorită închinătorilor la idoli. Hoteluri, alimente, îmbrăcăminte, bijuterii și multe, multe altele sunt susținute de cei care merg acolo în pelerinaj. Au știut cum să facă. Asta așa este. Așa este. Asta este din ceea ce am văzut. Eu am fost făcut câteva pelerinaje acolo și asta mi-au confirmat. Deci fără turismul ăsta ei nu ajungeau niciunde. Dar au știut cum să ne manipuleze cu Salvatorul respectiv. Mai departe, ai zis aici că omul care este împuns nu mai absolutizează nimic din lumea aceasta, face restrângere. Dacă omul care este împuns face restrângere, dăruire și devine rob, are posibilitatea să dezactiveze acea armă care a fost introdusă în corp. Dumnezeu este și drastic și nedrastic cu necredincioșii. El dă încă o dată o șansă de viață tuturor din această învățătură din școala Biblie. El alege și această posibilitate. Se experimentează și prin asta. La el totul este posibil. Ce vă să spui? Da, din perspectiva mea, da, Dumnezeu poate să dea o șansă. Făcând slujirii, restrângerii și tot ceea ce am învățat noi în școala iubirii, da. Dă o șansă tuturor. Este și drastic și nedrastic, cum spunea. Dar el alege, este șocul lui Dumnezeu. Funcție de cum suntem noi, nu? Da. Dacă absolutizăm ceva, vine cu formă exigentă. Doamne, știi, apropo, acum mi-a venit în minte un exemplu, da? Se spunea că, mamă, vezi că fumătorii nu trăiesc mult, țigara distruge, omoară, și sunt exemple clare de fumători care nu au ținut cont de informația respectivă, au fumat până la adânci bătrâneți și țigara nu i-a omorât. Deci, dacă țigara nu i-a omorât, e clar că acolo este Dumnezeu, este jocul lui care face cum vrea el cărțile. Înseamnă că meritau să nu moară. Este valabil și pentru cei impunși. Depinde, este jocul lui. Nu știm cum, pe cine alege, cum alege, ce face, cum face. Depinde de comportamentul omului, depinde totul de el. Deci, de credințele lui. Dacă el crede cu desăvârșire că da, țigara ucide, s-ar putea să-l ucidă. Dacă nici nu ia în seamă informația respectivă și mai este și un... și slujitor și se restrânge și băidarnic și toate alea, e posibil ca omul ăla să trăiască mult și bine. Așa este. De obicei s-au împuns cei care absolutizau principii, idealuri și reguli și virtuți. Aia s-au împuns pentru că le-a fost frică că își pierd viața. Dar acum au o salvare cu învățătura din școala iubirii. Dacă o înțeleg. Da. Și dacă scad absolutele, da. Dacă nu scad absolutele, îi va lovi. Da. Uite ce zici tu aici. Am ascultat experimentul cu gardianul și prizonierul. Mă gândeam că și eu am făcut parte dintr-un experiment din care am ales să plec în final. Experimentul a fost între asistență și pacient. Pacienții reflectau absolutizările din mine, indiferent că sunt și de pe neam. Modul de a-i trata pe pacienți arăta nivelul de iubire sau de agresivitate. Deci arăta nivelul de absolutism. Deci dacă ești îngăduitoare, nu aveai absolute. Dar dacă erai mai drastică, înseamnă că aveai lucruri la care țineai foarte mult și le fixai. Puteam să aleg indiferența la suferința lor sau puteam să le stau în preajmă, ajutându-i cum puteam, chiar și cu un cuvânt de mângâiere. Puteam să-i tratez ca pe niște nebuni sau puteam să văd în ei pe Dumnezeu care joacă aceste roluri. Și totuși, nicio poziție nu este mai bună ca alta. Dacă stau să mă gândesc bine, în acel spital era ca o închisoare în care pacientul iese mort. Primește vizite din când în când din partea familiei și se supune, indiferent că vrea sau nu, sistemului din spital.
dacă nu se supune de bunăvoie, primește tratament, este sedat și așa devine liniștit. Un zombi. De multe ori refuzam să le dau picăturile fără să știe șefa. Da? Da. La azil se moare repede. Sunt sedați și ținuți prizonieri pe scaun sau în pat. Nu muncesc, nu comunic între ei suficient, nu văd lumea și așa se degradează rapid și mor. La țară încă se păstrează această tradiție, copiii să aibă grijă de părinți. Acum vezi câtă suferință este în spital. Să joc rolul unei asistente care distribuie medicamente sedative nu este deloc ușor. Când știi care e consecința, nu? Da. Așa cum rolul gardianului, al prizonierului sau al pacientului nu este ușor. În definitiv, toți jucăm roluri în viața aceasta, că ne plac sau nu, în funcție de absolutizările fiecăruia. Vorbesc în dualitate acum. În non-dualitate, noi suntem pe niciunde. El joacă toate rolurile și nu mai este nimic de spus. Vai de mine ce să facem în non-dualitate. Dacă îl vedem pe Dumnezeu peste tot, nu mai știu ce mai putem să spunem. Deci cum era în spital acolo? Exact ca la închisoare, exact ca în experimentul respectiv pe care l-ai citit tu împreună cu Simona. Nu este nicio diferență, Doamne. Doar sunt ușile vopsite mai frumos, mai, nu știu cum, paturile mai aranjate, dar este același experiment. Eu eram gardianul, asistenta medicală, iar ei erau pacienții sau prizonierii. Prizonier, și am ales să plec, Doamne, din sistem când mi-am dat seama. Un singur cuvânt mi-a fost îndeajuns din partea șefei într-o zi. A fost supărată tare pe unii dintre colegii mei și atât le-a spus, voi nu sunteți distributori de medicamente. De acolo a pornit totul. Voi sunteți numai distributori de echipamente, de medicamente, nu? Exact. Hai de mine. Voi nu sunteți, nu, așa o zis, voi nu sunteți doar distributori de medicamente, făceți-vă treaba. Dar care treabă să-ți o faci, că nu puteai? Ăla era sistemul acolo, intrai acolo, jucai. Făceați ce ți se spune. Da, ceea ce ți se spune. Păi ce-i la fel? Singura diferență o făcea comportamentul nostru, adică în afară de medicamente puteai să te duci să stai lângă omul respectiv, lângă pacientul respectiv, să-l ajuți, să-i vorbești, să-l mângâi, să-l ridici de pe un scaun, să-l plimbi. Deci aveam oarecare puteri de decizie a lucrurilor. Puteam să le spun colegilor mei, ridică-l, te rog, ajută-l să facă doi pași, sau chiar eu făceam chestia asta. Deci nu-l țineam chiar prizonier doar acolo, pat, scaun. Doar în poziția aia. Deci voi să spui că ei sunt ca niște condamnați la moarte în spital. Da, da, exact. Pentru că probabil în închisori au și alte facilități, nu știu, îi pune să lucreze, să facă, probabil au atelieri unde sculptează, pictează, citesc, au probabil biblioteci. Aici nu. Nu, doar niște joculețe din astea de copii de grădiniță, bătut din palmi, desenat și atât. Foarte limitată activitatea lor. Foarte, foarte limitată. Ce omul este creativ, are nevoie să muncească unul pentru celălalt, să simte că și atunci contribuția, să simte că face ceva, că are un rost în lumea asta. Când îl pui acolo, l-ai limitat, l-ai condamnat definitiv la moarte. Într-adevăr, rezultatele se vedeau în 2 ani, cel puțin 2 ani de zile plecau, chiar indiferent de vârstă, indiferent. Deci vrei să spui că era un spital de tratament, nu își aștepta operația? Nu. Operațiile se făceau în afară, în afara spitalului, da. În privat sau la stat, depinde unde. Acolo doar, ce să zic, cazare, masă, tratamentele respective, vizitele rudelor, dar spitalul în general, spitalele, unele sunt chiar în forma asta. Și se murea foarte mult. Da. Mai departe, sufletul se încarcă cu energie prin suferință și supunerea egoului.
o strânsă colaborare ca între femei și bărbați. M-am trezit cu acest gând. Doar egoul este slugă și face supunere sufletului pentru că nu are dragoste. Sufletul este cel ce este, fără etichete, și tot ce face, face din dragoste, precum soarele. Sufletul este stăpânul egoului. Viața noastră este clădită pe ceea ce disprețuim și respingem. Este ca un blestem, ca o vrajă. În momentul în care suntem indiferenți la binele propriu, vraja dispare și viața se schimbă. Datorită absolutizărilor, Doamne, sunt ca niște cărămizi care ne construiesc viața, absolutizările astea. Din moment ce le conștientizăm, viața se schimbă total. Asta este tot secretul, aș zice. Să renunțăm la absolutizări. Cum se poate renunța la ele? Ca să poți să ajungi să renunți la ele, să le conștientizezi, sunt principalele etape pe care le cunoaștem cu toții din școală. Încep cu restrângerea, cu dăruirea, înfrânarea, cu asta. Ca să se poată lua vălul ăla de pe ceața aia, de pe minte, de pe ochi. Și încetul cu încetul începi să vezi. Astăzi o absolutizare, mâine o alta. Nu ai cum să le conștientizezi dintr-o dată, nu poți să are etapele, ca și cum ai spune că astăzi sunt la grădiniță și mâine sunt în anul 2 la facultate, deși cam dificil un pic. Da. Sunt niște etape de parcurs prin care ne încărcăm cu energia aia subtilă, cu energia divină și avem posibilitatea să vedem cu absolutizările. Și sunt foarte, foarte multe absolutizări. Ne încep din mica copilărie, din familie încep absolutizările, ca mai apoi sunt absolutizările în societate și tot așa. Cărămidă cu cărămidă, absolutizare după absolutizare. Da, uite, ai zis așa aici, până la urmă fericirea bărbatului depinde de el și nu de femeie, depinde de capacitatea lui de a realiza ceva în viață, de capacitatea lui de creație și realizare pentru a fi mulțumit de el însuși și apreciat și susținut de femeie. Deci dacă el este mulțumit, atunci va fi apreciat de femeie. Dacă bărbatul știe să își pune în practică creativitatea, el este mulțumit. Dar trebuie să fie și lăsat în pace să facă ceea ce are în capul lui. Că dacă e pisat, dacă e împiedicat, normal că ajunge frustrat și nu. Deci mai mult lucră decât să realizeze ceva. Pentru femeie, bărbatul este primordial doar dacă acesta are realizări și împliniri și abia atunci îl susține și are grijă de el. Bărbatul este primordial dacă dăruiește reciprocitate. Femeia este iubită de bărbat dacă aceasta nu are absolutizări idol. Deci cuplul fericit este acela în care bărbatul are realizări și femeia nu are absolutizări. Ehe, mai e multă stradă până acolo. Ia să-i lăsăm pe bărbat să fie creativ și să-și facă treaba, ca ei să nu mai fie frustrați și să fie mulțumiți de realizările lor, de viața lor. Și noi avem treabă cu absolutizările. Aici e treaba noastră, la bucătăria absolutizărilor. Deci nu poate fi acuzat bărbatul? Nu. Să-l acuzăm direct pe Dumnezeu. Dumnezeu este creație, este creativitate. Întotdeauna noi am spus în școală că tot ceea ce este creat în lumea asta, aproape tot, și datorează bărbatului, da? El este și în pișantier, este și în pădure, este oriunde, datorită lui. Zici mai departe aici, chiar și treburile personale să le faci din dragoste cu dragoste. Dacă le facem pentru că așa trebuie sau pentru a scădea egoul, nu vom obține nimic decât frustrare. Iar și lucrurile care nu îmi plac, să le fac mai bine să nu le fac, până nu aduc argumente de ce e bine să le fac. În felul ăsta apare mulțumirea. Și treaba va fi făcută cu dăruire, cu dragoste și în același timp mă încarc cu energie divină. Problema a fost aici la școala iubirii la femei, pentru că i l-au zis, ne îl slujim pe bărbat, ne chinuim acolo, deci nu cu dragoste, numai ca să-l schimbăm. Știi? La asta s-au gândit ele. Nu ajungem niciunde, Doamne, pentru că bărbatul simte. Are un simț aparte, are un termometru aparte. Dacă mai pentru el devine leneș. Da, și asta. Deci nu, bărbatul trebuie
știi ce are de făcut în orice clip? El, dacă are nevoie de o cană de apă, se duce și o ia. Dacă eu o să fiu aia care vreau să fiu servitoarea lui, nu fac decât să răutățesc lucrurile. Nu fac... Nu. Există o bună măsură în toate. El știe să supraviețuiască. Știe chiar mai mult să ne ocrotească. Da. Vreți să spui că femeia, de fapt, trebuia să se ocupe de ea însă și să-și dezvolte calitățile interioare? Bărbatul da vizel de ea. Oricum, femeia are un simț aparte. Ea știe când bărbatul are nevoie de apă și nu poate, că, nu știu, are o treabă de făcut și nu are timp să facă și una și alta. Deci știe când se ducă, e ca o mamă ocrotitoare. Mama știe întotdeauna când copilul vrea țâță, vrea apă, vrea nu știu ce, și se duce și îl ajută exact în momentul ăla, da, din neputința lui. Așa și cu bărbatul. Știi întotdeauna când ți-i oferi o cană cu ceai cald, na, poate omul are treabă multă și în momentul ăla este foarte sete, dar nu vrea să o deranjeze. Femeia are simțul ăla interior. Acolo trebuie să lucrăm noi, să fim atenți cu noi înșine și să știm când să-i acordăm mâna aia de ajutor, așa zisă, nu? Deci, e mai mult dragostea aia care se duce spre bărbat. Da. Deci, e atenția pusă pe el. Vreau să spui că bărbatul întâi să se ocupe să își împlinească visurile, nu, să realizeze da ceva în viață și da femeia va fi mândră de el atunci, da? Foarte mândră. Și va avea și timp să se ocupe de ea. Pentru că nu trebuie să mai gândească ea cum să facă, ce să aducă, să bată de dimineață până seară ca să aducă hrană la copii sau ce mai are ea de făcut, să-și plătească facturi și tot ce mai este. Să fie sluga tuturor. Da, discernământul, cuvântul cheie. Din moment ce știm că suntem el și îl vedem pretutindeni, atunci este clar că dispare iadul și diavolul. Da. În familie, când faci totul pentru celălalt și nu primești iubire, apare frustrarea și ura sau indiferența sau trădarea. Pentru că avem așteptări unul de la altul. E clar că nu există iubire acolo. Iubirea, orice ar fi, există în afara familiei, de obicei. Există și în familie, există și în afara familiei. Acum depinde de context. Dacă bărbatul nu o să își găsească liniștea aia sufletească, ceea ce își dorește el, în căldura aia sufletească în familie, e clar că o să o caute în afară, nu? Și unde o să caute? O să-și găsească o diamantă și acolo o să se încarce omul cu energia de care are nevoie. Energie necesară ca să poată să realizezi mai departe ce are de realizat. Diamant, am înțeles. Diamant. Diamant, exact. Principala poruncă a lui Dumnezeu este nicio poruncă. Dumnezeu este cel ce este și face ce vrea după bunul lui plac. De fapt, toate acestea sunt deja făcute și împlinite, doar le conștientizăm. Dumnezeu este în dualitate, la fel ca și în non-dualitate, nimic mai sus, nimic mai bun, totul egal. Dumnezeu există și atât. Îl putem defini și cuprinde cu mintea? Pare o nebunie. Nebunie nebunească, spui tu. Mintea vrea să cunoască, să înțeleagă, să analizeze, să împartă, să despartă, să eticheteze, să dea definiții, să claseze totul. Dar și mintea este tot Dumnezeu. Că luăm viața așa cum vine sau nu o luăm, este tot una. Rolul îl joacă numai el. Toate rolurile? Toate rolurile îi aparțin lui, Doamnă. Și tot ceea ce face, face perfect. Când înțelegem lucrul ăsta, apare în interiorul nostru liniștea aia. Care... Și răul este el? Și răul. Și diavolul? Și diavolul? Este în toate pozițiile el. Deci diavolul este Dumnezeu corector sau învățător. Iubirea care ne corectează. Nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu dacă nu ai trăit egotic, dacă nu ai cunoscut suferința și asta poate în multe vieți la oaltă. Dumnezeu este și în suferință și în fericire și ți se revelează puțin câte puțin. Dumnezeu este în tot și în toate. Din această perspectivă dispare iadul și diavolul. Atunci când voi afirma că o persoană este diavol, voi face fix același lucru pe care a făcut-o și Iisus când a zis că suntem răi. Afirmația că omul din realitatea mea este diavol
face ca acesta să fie scurs de energie și să adopte un comportament ca atare. Mă urc pe mine, mă ridic pe mine și îl cobor pe celălalt. Indiferent cum se... îl cobor pe Dumnezeu, îți dai seama că celălalt este divinul. Îl cobor pe Dumnezeu. În momentul în care acuz, de fapt îl acuz pe Dumnezeu, m-am ridicat pe mine și l-am coborât pe Dumnezeu. Indiferent cum se comportă omul, adică Dumnezeu, mai putem să etichetăm. Și dacă o facem, ne asumăm consecințele. Știm că toate cuvintele sunt ființe vii care ne creează realitatea și dacă este așa, înseamnă că avem și discernământ. Mă întreb, cine l-a pus pe diavol în Biblie? Care a fost scopul? Evident, divizarea. Ura, acesta a fost scopul. Ca să poată fi experimentate, înțelese și acceptate. Avem posibilitatea chiar și în dualitate să îl scoatem sau nu pe diavol din ecuație și să afirmăm sau nu că Dumnezeu și-a toate rolurile posibile și joacă toate măștile. Una dintre problemele oamenilor este faptul că ei nu se văd Dumnezeu. Consideră asta o blasfemie și atunci le vine greu să-l vadă pe aproapele ca fiind însuși divinul. Este o problemă rezolvabilă. Și dacă Dumnezeu se vede în tot și în toate și dacă nu se vede, este bine oricum, în jocul lui este viața lui. El se joacă de-a uitarea, pare că uită de obicei și nu uită în același timp cine este. Totul de dragul jocului, al experimentului. Pe faptul că omul uită cine este, au mizat stăpânii la lume. Și așa a început manipularea sau experimentul lui Dumnezeu, l-aș numi. Atașamentul de materie face ca uitarea să fie tot mai profundă, dar și asta face parte din planul lui. Cred că aici au, nu știu, stăpânii la lume pe asta au mizat când au creat Biblia. Au introdus conceptul ăsta de diavol acolo și au știut că de acolo o să pornească divizarea, ura și tot ceea ce mai urmează. Noul Testament a fost introdus. Da. În Vechiul Testament a adăugat așa accesoriu de 2-3 ori. Eu aș spune că poate chiar la început, când a apărut Adam, Eva și apoi și diavolul. Cine l-a pus pe diavol acolo? Pentru mine conceptul ăsta de diavol mi-a dat cu virgula. Când am înțeles că Dumnezeu, însăși fraza asta, dacă Dumnezeu este în tot și în toate, atunci unde mai a apărut și conceptul ăsta, diavol? Cine l-a pus? Deci l-au negat pe Dumnezeu. Într-o parte zice că El este Cel ce este, dar nu se explică ce înseamnă, după care s-au trezit că l-au împărțit pe bucăți. Dumnezeu joacă toate rolurile și le ia pe toate. Și atunci cu cine ne mai luptăm? În moment ce știm că în fața noastră este însuși El. Nu putem că să înțelegem lucrul acesta, să ne dăm seama că El este peste tot. Nu am putea să înțelegem, că este foarte greu. Păi sunt toate etapele astea, Doamne, vezi că au trecut aproape 2 ani de zile ca noi să înțelegem lucrul ăsta. Deci și am început de la bază. Mult timp. Deci nu este chiar atât de ușor să înțelegi că Dumnezeu este în tot și în toate. Chiar dacă vine cineva cu informația, ți-o plasează, nu ai cum să înțelegi dacă nu treci prin anumite etape. Dacă tu nu experimentezi și... nu știu, și toate stările emoționale și toate conflictele și dacă nu treci și prin greu și prin ușor, nu ai cum să înțelegi anumite aspecte. Când înțelegi că Dumnezeu, da, poate fi și săracul din stradă și ăla care îți dă o palmă și ăla care vine și te îmbrățișează, că Dumnezeu este în toate pozițiile, abia atunci ai făcut pacea, liniștea aia în interiorul. Și șefa de la spital? Poftim? Și șefa de la spital? Toți. Și acolo este Dumnezeu care a vorbit exact la momentul potrivit, a vorbit pentru mine. Poate și pentru colegi, dar au fost informații, au fost pentru mine, ca să aud eu ceva, să înțeleg eu ceva acolo. Și colega ta de cameră? Prima. Toți. Prima? Da. Toate. Dumnezeu și-a asumat toate rolurile posibile ca să-mi oglindească ceea ce este în interiorul meu. Ceea ce este pe neamul meu, pentru că în interiorul meu nu sunt doar... eu sunt un, nu știu cum să zic, Doamne, tot neamul meu de spate. Adevărata religie este cea care acceptă binele și răul la un loc. Este cea care nu împarte în bine și rău, este cea care îl vede pe Dumnezeu pretutindeni, este cea care îl pune pe Dumnezeu pe primul loc și nu virtuțile, și tot ce ține de dogmă, de religie și de biserică. Este cea
care nu se consideră superioară oricărei alte religii, este cea care nu are un salvator prin care omenirea să se mântuie, este cea care nu are nevoie de lăcașuri de rugăciune, de închinare, pentru că însăși rugăciunea nu există în această religie, este cea care îți spune să trăiești în puțin, în restrângere, căci în puțin este Dumnezeu și îmbelșugarea e cale spre Dumnezeu, dar prin suferință. Este cea care spune să nu-ți faci idol din nimic din lumea asta, fie că sunt de natură materială, spirituală, morală sau orice altă natură. Religia iubirii îi spune clar că închinarea la idol e ură pe Dumnezeu, e autoblestem, necaz, suferință și moarte și e bine oricum că și tot acolo se ajunge la Dumnezeu. Este cea care îți spune să fii slujitor și să-L slujești pe aproapele tău cu dragoste, că acel aproape e însuși Dumnezeu cu mască, care joacă orice rol posibil și ales de El. Este cea care îți spune să nu vezi rău și vinovat niciunde, căci în față îl ai doar pe El, care face ce vrea și cum vrea, cu un singur scop, să te aducă în iubirea orice ar fi. Este cea care vede totul egal și nu împarte oamenii buni și răi, păcătoși și virtuoși, și cei care împart suferă și suferința este mântuitoare. Este cea care îți spune să accepți tot ceea ce vine din față fără revoltă, căci vine de la Dumnezeu și nu te poți răzvrăti, nu poți să lupți cu El. Este cea care spune că ești sfânt, ești una cu El, ești El, și cel din fața ta este El. Este tot doar El care joacă diferite roluri și totul este egal. Și un păcătos și un trădător, un mincinos, tot Dumnezeu este. Este cea care spune să accepți viața așa cum este, cu plus și cu minus, la un loc. Căci însăși această viață e raiul creat de El pentru El. Este cel care spune că necazurile și suferința, umilința și jignirile sunt calea regală spre mântuire și nu e necesar să fugi, să scapi de ele, să le respingi, că le vei trăi în final. Ele scurăță sufletul și scade go și tot la Dumnezeu ajungi. Este cea care spune că totul e bine așa cum este în fiecare clipă și nu există ceva mai bun decât altceva. Este cea care spune că avea bogăție este o nefericire și că adevărata fericire este în puțin, dar și fericirea și nefericirea sunt alegerea lui. Este cea care spune să nu absolutizezi nimic din lumea aceasta, să nu pui nimic pe primul plan, că vei suferi și vei ajunge orice ar fi la Dumnezeu, chiar și prin suferință. Este cea care te învață să-i spui nu diavolului, să spui nu la plăceri, la ușori, la dorințe, la comodități, la bunăstare. Este cea care te învață să spui celui din față, da, Doamne, ai dreptate și nu te lupți și nu contrazici. Este cea care te învață să spui da la toate solicitările din față, că-și vin de la Dumnezeu. Solicitările te încarcă cu energie vitală. Este cea care spune că foamea ajută procesul de refacere al organismului, îl întinerește pe când îmbuibarea duce la bol și suferință. Este cea care spune că cei care iubesc calcă în picioare regulile lumii, morala, principiile, virtuțile și făcând asta ei sunt liberi. Este cea care spune că suntem suflet comun și niciodată nu-ți cauți binele propriu, că vei fi în pericol. Întotdeauna să cauți binele celuilalt și așa vei fi fericit. Este cea care spune că tot ceea ce nu accept și respingi în viață vei trăi, pentru că asta înseamnă divizare, idolatrie și se pedepsește. Este cea care te învață să nu ai așteptări, dorințe, dacă vrei să fii fericit, pentru că fericirea este un dar făcut de Dumnezeu, iar dorințele se împlinesc când nu mai vrei nimic. Religia iubirii ne spune că Dumnezeu este în tot și în toate și în aceeași măsură, indiferent că este de parte masculină sau feminină. Religia iubirii ne spune că ceea ce disprețuim și respingem va veni spre noi. Nu există scăpare, iar ceea ce noi dorim va fugi de noi. Religia iubirii ne spune că nu există nimic mai sus decât viața care este însuși Dumnezeu. Principiile, regulile și idealurile, virtuțile și obiceiurile, tradițiile nu sunt viața. Religia iubirii ne spune că singurul mântuitor este însuși Dumnezeu și nu există altul în afară de El. El ne dă viață și o ia când vrea El. Religia iubirii spune să iubești oamenii așa cum sunt, să accepti viața așa cum este și să iei lucrurile așa cum vin. Foarte frumos. Da, asta este o sinteză din Școala Iubirii. Ce poți să spui despre religia iubirii? Văd că pe mulți îi supără și în furie. Ce-aș mai putea să adaug acum nou ca și informație când
Religia iubirii nu există de avut. Există numai Dumnezeu corector. Exact. Dumnezeu care este fie pe plus, fie pe minus, care joacă toate rolurile. Să lăsăm oamenii în pace, să facă ce vor, că îl lăsăm de fapt în pace pe însuși Dumnezeu. Și dacă nu îl lăsăm, e bine oricum, că suferim și tot acolo ajungem la iubire, la acceptare. Dacă respingem durerea, tocmai pe aia o vom experimenta. Toată experiența de viață a fost extraordinară și nu a schimbat o virgă. Se poate schimba ceea ce deja a fost scris, cu mult înainte? Dacă spune că îl văd pe Dumnezeu pretutindeni, atunci aș putea să nu-l mai văd. Dacă spune că sunt mai înțelegătoare, aș crea inversul. Egal cum am fost, egal cum sunt, că nu mai sunt de fapt niciunde. E doar el pretutindeni care își joacă rolurile. Trăim raiul în fiecare clipă fără să știm asta. Și nu credem că suntem el, Dumnezeu. Așa este, Doamnă. Nu mai poți mai adaugi nimic la informația asta. Este atât de cuprinzătoare. Ce vrei să spui aici când zici știi unde ne prind cu broscuțe? La consumabile. Cafea, pâine, da. Dulciuri, produse din export, dar în mod special la cafea, cea care reprezintă plăcerea matinală, dependența majorității. Da, păi acolo ne prind cu broscuțele, cu... Știi care broscuțe, da? De pe alimentele respective, care au fost injectate cu anumite substanțe, da? Deci Dumnezeu își ia rolul de diavol ca să te deranjeze și în felul ăsta să te îndumnezească orice ar fi. E ambițios. De anul trecut, informația s-a schimbat și a devenit mai nuanțată. Pe Dumnezeu nu poți să-l pierzi, este ca apa. Și apa este și tulbură și clar, este și agitată și liniștită. Acceptarea este una dintre chei și liniștea interioară care poate fi folosită ca să schimbe situații. Așa cum a făcut cu acel om care vorbea fără oprire și trebuia să plecați. A fost nevoie de acceptare și liniște interioară. Nici măcar de unirea contrarilor. Da, Vestea chiar m-a impresionat ce... Scuze-mă, doamnă. Spune. M-a impresionat ceea ce ai povestit tu legat de episodul respectiv. Când respectiva persoană vorbea și voi trebuia să plecați. El nu mai termina și atunci doar asta a fost necesar, să intre în pacea aia, în liniștea interioară, fără, chiar și fără să unești contrariile, fără nimic, și atunci totul realitatea s-a schimbat. Însă acceptarea și liniștea interioară au schimbat totul. Și am zis că, uite, aici sunt alte două chei. Intri în acceptare, în liniște interioară și chiar dacă nu știi să unești opusurile și totuși realitatea se schimbă. Asta a fost unul dintre episoadele povestite de tine care m-au impresionat. Și am zis că, uite, încă un pas în evoluția noastră. Este un nivel înalt, fără alte conștientizări, atât de puțin ar trebui. Și tu ai avut o situație de genul acesta, nu cu banii, nu găseam portofelul, am acceptat asta și am intrat în liniște. Și imediat a apărut portofelul. Exact. Și l-am căutat acolo din 10 ori. Nu-l găseam, nu-l vedeam. Mi-am amintit imediat de episodul, de chestia ce ai povestit tu și la câteva secunde l-am găsit. Pentru că a apărut gândul și gândul care m-a trimis exact la locul respectiv. Care a venit din liniște, din acceptare. Da, din liniște, da. Deci acceptarea și liniștea interioară rezolvă imediat orice situație. Asta este cheia rapidă. Calea divină este de îngăduință cu noi înșine, în primul rând, și cu ceilalți. Nu putem avea îngăduință față de ceilalți, iar cu noi să nu fim îngăduitori, să fim absolutiști. Suntem și-și. Și-și. Afirmație în care am introdus cuvântul indiferent. Acest cuvânt mă duce în echilibru, acceptare, pace. Acest cuvânt schimbă situații. Exemple. Sunt indiferent și dacă îl văd și dacă nu îl văd pe Dumnezeu peste tot, e bine oricum. Sunt indiferent și dacă este pace și dacă nu este pace, e bine oricum. Sunt indiferent și dacă absolutizez și dacă nu absolutizez, e bine oricum. Totul este perfect și egal în același timp în lumea lui Dumnezeu, în care El face ce vrea. Sufletul este indiferent la cele lumești. Da, și putem continua cu exemple. Punând cuvântul ăsta indiferent în context.
indiferent că oamenii sunt și prietenoși și neprietenoși, în același timp e bine oricum. E Dumnezeu care joacă acest rol și de prietenos și de neprietenos. Indiferent dacă este un bărbat fumător sau nefumător, e bine oricum. Dumnezeu fumează sau nu fumează. Și exemplele pot continua. Indiferent că mă căsătoresc sau nu mă căsătoresc, e bine oricum. Indiferent că trăiesc în singurătate sau nu, e bine oricum. Și dacă iese filmul Shangri-La, e la fel de bine, și dacă nu iese, este tot așa de bine, indiferent și egal în același timp. Voia lui în toate. Voia lui sfântă. E Dumnezeu care realizează sau nu realizează filmul. Și ce treabă avem noi? Dacă el le face pe toate... Păi să ajungem la acea indiferență de care și tu vorbeai, chiar ai vorbit și în cărțile tale. Nu e indiferență. Că este, că nu este. Bine oricum. Faptul că l-am scos pe diavol din context este un pas în ocușul nostru. Cine l-a pus pe diavol în Biblie a știut de ce o face. Este un concept care creează ură și dezbinare. Și mai mult creează împărțirea. De câte ori facem afișe în care apărea diavol, simțeam în interiorul meu ceva ciudat și mă simțeam cursă de energie. Așa cum rugăciunea este un concept, tot așa și diavolul este. Cade și egoul, cade și diavolul și rămâne numai Dumnezeu, care se manifestă pe plus și pe minus. Informația aceasta a apărut acum o săptămână. Care este? Cam asta. Atâta. Cam asta, doamne. Da. Să adaug în ciorba mea indiferența, că este bună sau este bună, că e bine oricum, în afirmațiile de zi cu zi, să adaug cuvântul ăsta indiferent. Și acceptare. Și acceptarea, da, liniștea interioară. Când îl lași pe Dumnezeu să fie cum vrea el, noi de ce nu vrem să îl lăsăm să facă ce vrea el? Mereu vrem să-l corectăm. Am înnebunit? Da, face parte tot din jocul lui. Nu suntem așa de mici și vrem să-l schimbăm pe el. Da, în momentul în care acceptăm și nebuneala și nu ne mai luptăm cu ea, atunci lucrurile se schimbă. Suntem, îți dai seama, exigenți și cu Dumnezeu. Păi, ca să fim cu Dumnezeu, suntem în primul rând cu... Care ar fi concluzia acestei dezbateri de acum? Ce avem de învățat de la viață? Am înțeles că Dumnezeu e în toate pozițiile, joacă toate rolurile și ia toate moștile. Va fi greu să acceptăm cum, asta. Da. Să fim indiferenți cum merg lucrurile. Ce formă ia viața? Da, indiferent. Indiferent. Pisa, bine sau rău? Da. Mi este indiferent că este trafic. Mă întorc din nou la afirmația aia din trecut, da. Că este trafic, nu este trafic. Că mi este indiferent. E voia ta, Doamne, fac și voia ta, nu? Că mi se împlinesc dorințele, că nu mi se împlinesc tot așa de bine. Mi este indiferent. Că voi găsi slujbă, că nu voi găsi slujbă, este indiferent. Exact, și am observat că în momentul în care eu pronunț afirmația asta, când o afirm, da, indiferent, apare o liniște interioară, așa, o chestie, parcă aș lăsa tot sacii cu griji, cu tot ce este, și mă relaxez. Și mi-este chiar cu adevărat indiferent de cum se desfășoară lucrurile. Da, dar apare un pericol foarte mare. Atunci când ești nepăsător, împlinești tot ceea ce visezi. Nu e un pericol. Uite, spre exemplu, am vorbit cu Bogdan și a spus că a reușit la două examene, nu mai a reușit. Indiferență. N-am învățat nimic. Am învățat o singură lecție, m-am uitat la ea înainte de a pleca la examen și tamana aia a căzut. Pentru că mi-a fost indiferent de rezultat. Hey, deci este magic cuvântul indiferență. Indiferent, da. Este magic. Nepăsător. Păi indiferența e prezența lui Dumnezeu. Sau îi dăm loc, îi facem loc. Îi facem loc prin indiferență, da. Da. Că EU se retrage și atunci spațiul gol vine divinul și îți dă examenul. Două examene, îți dai seama. A luat 8. Și nu învăța nimic. Și zice, o să mă duc, mă duc la măric de notă. Și mă duc tot așa, indiferent. Dacă se mărește sau nu se mărește notă, voi fi indiferent. Atâta timp cât el își dorea ceva foarte mult, nu obținea. A fost la niște examene din acestea, spre exemplu la handbal, și doia să dea gol acolo și s-a străduit și n-a dat gol, a dat bară. Și în momentul în care făceau antrenamente înainte de examen, da,
apucat să dea și el cu mingea la parte și a dat gol. Deci, în lipsa dorinței de a da gol, a dat gol. Deci, vorba ta, starea de nepăsare la un rezultat pozitiv în viitor este, îl aduce pe Dumnezeu imediat în viața noastră și schimbă situația de viață. Mai este o nuanță, Doamne, pe care am observat-o. În momentul în care eu sunt conștientă că sunt Dumnezeu care realizează niște lucruri, da? Și Dumnezeu, puterea este în interiorul meu, de mine depinde tot, da? Și când sunt și indiferentă, deci asta e magie. Deci ce face starea de indiferență, de nepăsare? E nepăsare față de viitor fericit, deci nu faci un proiect de viitor, deci nu ridici un eu. Fără eu, totul se așează în armonie. Și se împlinește orice vis. E simplu. Dar dacă îți faci planuri de viitor, te gândești cum va fi și că va fi așa și așa. Pierzi energie, te scurci. Te duce energie și nu poți să alimentezi împlinirea. Da. Energie nu poți să alimentezi. Singura soluție ca să ne împlinim visurile este să nu te gândești la visul tău, la viitor. Lasă pe Dumnezeu să hotărească. Este exact ca situația aceea pe care o povestea cineva, că a participat la o licitație, vrea să-și ia un apartament și el a visat 6 luni de zile cum o să meargă el cu prietena lui cu mașina, cum îi deschide portiera, cum își iau ei mobilă. Deci tot timpul a trăit în vise și când a ajuns să liciteze, a pierdut. Da? Și din ce cauză? Că s-a gândit prea intens. Soluția care a fost să nu se mai gândească. A uitat de eveniment, de situația respectivă, a lăsat o baltă, nu s-a mai gândit deloc la ea 2 săptămâni. Iar după 2 săptămâni, cel care a fost primul, care a câștigat, a renunțat și a înaintat el. Deci vezi ce important este să nu te gândești, să nu-ți faci planuri, să nu dorești nimic. Dorința înseamnă eu și îl forțez pe Dumnezeu să ți se împotrivească. Că la Dumnezeu fericirile vin numai de la El. Deci dacă vrei să fii fericit în viață, lasă totul în mâna Lui și El te va face fericit. Îți dau un exemplu banal, Doamne, din viața mea, apropo de, de locul de muncă, da? Mă îndreptam dimineața spre locul de muncă. Nu erau încă deschis barurile acolo și totuși îmi doream o brioșă să mănânc în dimineața respectivă. Barul era închis, am zis, ok, bun, este indiferent. Și dacă găsesc și dacă nu găsesc, ghici. Am ajuns la servici, șefa adusese pentru toată lumea brioș. Deci indiferență. Și foarte mulți exemple din astea am avut legat de indiferență și cu pizza și cu alte chestii. Multe, multe s-au întâmplat când nici nu mi le amintesc. Dar când m-am lăsat și când am băgat indiferența în context, s-au rezolvat. Deci când nu ți-a mai dorit nimica și ai abandonat dorința ta, când abandonezi dorința, ți se împlinește dorința. Da, da. Apropo tot de Bogdan, a mai dat el examene și altă dată, a dat la Brașov, la o firmă ca să se angajeze. Și era foarte precipitat, știi? Foarte încordat. Știe să își dorea postul respectiv. Cine crezi că a luat examen? Unul care era indiferent. A sunat secretara, știi, noaptea ca să-l anunțe că a câștigat concursul, știi? Și când a ieșit de la concurs, l-a întrebat și cum a fost, nu mai știu, indiferent. Uite, vezi, asta este secretul. Da. Un rezultat pozitiv în viitor. Și eu am povestit în Shangri-La aceeași tip de experiment cu propolisul acolo, tot din indiferență am schimbat situația live, în direct. Și de la situația în care a aruncat facturierul, a ajuns să-l semneze. Deci opus, tare opusă. Ceea ce, într-adevăr, numai Dumnezeu poate să facă. Da, și apropo, Doamne, de este asta, să-L vezi pe Dumnezeu în cel din fața ta, păi schimbă foarte mult realitatea. Când una este să spui că, uite, ăsta e o ființă întunecată și alta este să spui, uite, ăsta este Dumnezeu care și ia rolul ăsta acum. Schimbă total. Păi nu mai e cu cine să lupți atunci, pui mă lucru, nu? Lași armele jos, atunci exact. Intri în iubire. Dacă intri în iubire, schimbi situația de viață. Că din exterior nu poate să vină decât iubire. Cum ești tu în interior. S-ai schimbat tu, s-a schimbat exterior. Adică în sensul că nu te mai atacă. Asta nu te mai că pe oamenii aceia nu poți să-i schimbi, că ei iau lecțiile lor. Nu, nu mai e nevoie să-i atacă.
Da, uite, Dumnezeu face asta, sau uite, Dumnezeu a vorbit chestia asta, spune asta. Este diferit de a spune, uite, diavolul din față, uite ce face. Uite ce face întunecatul ăsta. Da, este ca un blestem. De fapt, îl acuzăm pe Dumnezeu. Când zicem diavol, îl acuzăm pe Dumnezeu că nu face bine ce face și nu se poate. Dar ne autoblestemăm singuri. Și ne facem ce este făcut Iisus. Îl acuzăm pe el că nu știe ce face, că nu face lucrurile bine. Când, de fapt, el vine cu o neplăcere, cu o durere special ca să ne salveze sufletul. Să ne scadă orgoliu și să ne salveze sufletul. Și el vine să ne ajute. Deci neplăcerea aceea ne ajută, e chiar vindecarea sufletului nostru și noi zicem că e rea sau că el e rău. Dar știi, noi nu știm că este Dumnezeu. Ar trebui să înlocuim cuvântul omul acela mi-a făcut ceva, să zicem că Dumnezeu mi-a făcut ceva. Deci Dumnezeu, da. Mai vorbim despre oameni. Simplu. Să înlocuim oamenii cu Dumnezeu. Și da. Pe noi, la fel. Să nu zicem mi-a venit o idee, că e un eu acolo. Să zic că lui Dumnezeu i-a venit o idee prin mine. O să o spun? Da, dar și în momentul în care eu conștient, în momentul în care conștientizez că sunt Dumnezeu, păi dispare eu. Da, conștientizarea asta trebuie să fie pusă în propoziție. Adică în momentul în care spui că Dumnezeu, uite, m-a deranjat, mi-a făcut nu știu ce, mi-a produs o pierdere, atunci nu mai poți să iei lucrurile personal. Nu te mai poți supăra. Nu. Apare relaxarea aia interioară imediat. Da, exact. Știi ce produce suferință și durere? Punctual, când luăm lucrurile punctual. Când gândim la persoană. Zice că persoana ne-a făcut ceva. Când zicem chestia asta, ne crispăm, ne încordăm, ne supărăm. Că luăm un eu și când luăm un eu, avem acolo un program că trebuie să ne apărăm. Știi? Eul întotdeauna se apără și se luptă. Dar când zici că Dumnezeu a făcut ceva, atunci nu mai e lucrurile personal și nu mai zici mie. I-a făcut lui însuși. Adică să scoți eu din funcțiune. Când ai scos eu din funcțiune real, nu mai poți să pornească ura. Ura pornește întotdeauna când ai un eu care se luptă și se apără. Plus că dacă îți face ceva, îți face pentru că în interior există o absolutizare și îți dai seama imediat care este absolutizarea. Că spui, uite, Dumnezeu mi-a făcut chestia asta. Mi-a făcut Dumnezeului din mine chestia asta. Apare absolutizarea. Unde nu ți-o convenit, acolo este absolutizarea. De fapt, divinul este starea asta de indiferență, că e bine, că e rău, indiferent cum este, bucuroșile duce toate de pace, de război. Deci, starea asta de indiferență este starea de prezența lui Dumnezeu. Indiferență pentru un rezultat pozitiv în viitor. Da. Fără câștig. Adică n-ai un câștig clar, nu ai absolut nimica. Nu te interesează câștigul, n-ai un eu. Asta este important, să-l dăm afară pe eul ăsta, ego-ul ăsta. Credința că suntem un eu separat. Dacă te raportezi la el, atunci apare suferință. Indiferent că este liniște sau nu este liniște în familie, indiferent că soțul mă iubește sau nu mă iubește, indiferent că, nu știu, lumea este așa cum este, indiferent. Dar deja când ai spus cuvântul indiferent, îți apare și absolutizarea. Dacă o urmărești. Indiferent că soțul mă iubește sau nu mă iubește, deja știi că acolo exista o absolutizare, da? Da, și el a trebuit să nu te iubească. L-ai programat. Exact. Vezi ce magic e cuvântul indiferent? Da. Îți aduce și absolutizarea să o conștientizezi. Da, și o și distruge. Indiferent că copiii sunt liniștiți sau nu sunt liniștiți, deja știi că acolo absolutizai liniștea. Exact. Liniștea copiilor să fie într-un anumit fel, nu? Da. Deci totul este bine așa cum se întâmplă, totdeauna. Nu e nevoie să luptăm cu un eu, că dacă luptăm pentru un eu, vom pierde totdeauna. Eu nu înțeleg. De ce vreau mereu să pierdem? Pentru că nu știm, probabil, că Dumnezeu e peste tot. Luptăm pentru eu. Deci singurul obstacol este euul ăsta. Cum vrea ceva, cum îi se opune Dumnezeu. Dar este și absurdă, pare absurdă soluția asta, să fii nepăsător. Adică te duci la examen, nu vezi nimica și iei nota 8. Pare absurdă. Da, pare și totuși este real. Da, deci este mare putere în atitudinea aceasta în care îi dăm lui
posibilitatea să hotărească, să facă ce crede el de cuvință și să nu vrem noi neapărat ceva pentru noi. Pentru că atunci când vrem ceva neapărat, vrem cu un eu, ridicăm eu ăsta și ni se împotrivește. Deci când lăsăm lucrurile să curgă, să fie cum vrea el, atunci vom fi surprinși, pentru că fericirea o dă el în dar, nu te aștepți. Numai atunci aia vine, fericirea vine și rămâne. Deci dacă vrei ca fericirea să vină și să rămână, nu o căuta. Dacă cauți fericirea, o pierzi. Și legat de dorințe, Doamne, ce vreau să zic, că ok, apare dorința, dar să nu stăm călare pe ea, pentru că atunci nu se împlinește. Să fim indiferenți că se împlinește, că nu se împlinește. Păi știi de ce? Pentru că dorința este dorința eului și acolo unde este eu, Dumnezeu se opune. Și indiferența este de fapt pierderea eului, este prezența lui Dumnezeu. Indiferența este prezența sau nepăsarea în prezența lui Dumnezeu. Pentru că tu nu vrei ceva neapărat pentru tine. Când vrei, nu ți se împlinește nimic. Știi, Doamne, i-am mai găsit un nume lui Dumnezeu. Indiferență. Sau nepăsare. Sau ignoranță. Nepăsare, ignoranță. Neatenție. Prost. Dus cu capul. Deci tu nu poți să intri în armonie cu Divinul decât dacă ești dus cu capul. Adică prost. Calea prostului. Prostul ce este? Prostul indiferent. Deci prostul e sfântul. Sfântul este prost. Mai prostul este sfânt. Și că ai vrut ceva neapărat, știi, să obțină, să câștige, aceea se îndepărtează de Divin. Pentru că ea viața așa cum este, este binecuvântat de Dumnezeu. Și îl simte și îl trăiește. Pentru că chiar starea aceea de indiferență este prezența lui Dumnezeu. Deci dar nu e nevoie de rugăciune, trebuie să fii indiferent. Oamenii se roagă, dar dacă nu sunt indiferent, nu-l simt. La un rezultat fericit în viitor. Bine că Dumnezeu are și alte nume, supunere, slujire. Adică orice activitate care duce la pierderea eului, pierderea interesului propriu, este unire cu Dumnezeu. Când îți pierzi bine la avantajele. Deci noi nu să câștigăm trebuie, ci să nu vrem să câștigăm. Să nu vrei să câștigi, atunci te unești cu Dumnezeu. Când nu vrei să ai mai mult decât trebuie, când nu vrei să reușești, când nu vrei să fie lucrurile bine, atunci Dumnezeu este cu tine și te va susține în tot ceea ce faci. Și asta este lucrul cel mai important, să fie cu noi. Deci fără spațiu ăla gol, așa cum ai spus tu, prin înfânare, restrânge și dăruire, fără spațiu gol, el nu vine. Și fără prezența lui, lucrurile nu se iasă bine. Înțelegi? Iar când el este cu noi, deci golul respectiv îl aduce automat pe el. Pentru că natura lui este să ocupe goluri și vine imediat, după care el începe să dorească pentru noi ce este mai bine pentru tine. Și el este ca o mână nevăzută care trece prin pieptul nostru și se duce spre situație de viață, se schimbă într-un mod la care nici nu visam. De simplu e? Dar acum să vedem practic dacă rezistăm. Dacă putem să fim indiferenți la atâtea situații de viață. Dacă te ceartă șefa, ce zice? Și ce dacă? Mă ceartă și Dumnezeu, șefa. Și poți să da. Dacă te ceartă, dacă mă ceartă, dacă mă ceartă pentru că există o cum se cheamă, o absolutizare, da? Să nu fiu certată, să fii șefa bună, blândă, iubitoare, să mă tratezi într-un anumit fel, nu? Da. Păi. Dar tu când ai spus, mi-e indiferent dacă șefa mă ceartă sau nu mă ceartă, deja ai punctat afirmație, deja nouă afirmație, cum se cheamă, asta de care am zis-o acum, că mă bâlbui, na. Să știi că eul întotdeauna caută binele. Sufletul nu caută binele eului. Sufletul întotdeauna caută să nu iasă lucrurile bine. Deci nu-și caută bine, îl cedează binele imediat. Deci asta este calea lui Dumnezeu. Calea spre divin este calea aceasta a lipsei de câștig personal. Să nu vrei să câștigi, să nu vrei să ai avantaje, să nu vrei să învingi, să te lași bătut, purtat, condus, știi? Să dai întâietate celălalt, să fii de acord cu toate părerile, să dai dreptate întotdeauna la toți. Te lași folosit. Deci asta este calea divină. Calea divină este inversă. Eu, dacă observ, mereu vrea ceva pentru tine. Sufletul nu vrea nimic pentru tine. Deci când nu vrei nimic pentru tine și ești indiferent la un rezultat pozitiv în viitor pentru tine, atunci vei reuși
toate și toate visele ți se pot împlini. Dar și trebuie să practici asta timp, cu tot timpul, zi de zi de zi. Da. Și legat de slujire, doamne, că avem de multe ori tendința asta să ne ducem să căutăm, să slujim, să neapărat, da. E o chestie făcută tot dintr-un eu, da? Că îți trimite oricum Dumnezeu pe cineva. Cum îți trimite situația? Dar și la fix și le trimite. Ce ai nevoie? Da. Poate în clipa respectivă nu ai nevoie de slujire, poate ai nevoie de altceva, să te certe cineva. Da. Se lupte cu tine. Exact. Ce vine din față, vine de la el și e bine așa cum este. Te poate și provoca, te poate și ispiti, da? Și vrea să vadă dacă știi să zici nu. Deci este foarte interesant. În toate pozițiile. Da. Te încărcă cu energie în orice modalitate. Exact. Să spui nu. Deci a venit atunci la mine de vreo două ori și de mai multe ori până la urmă. Sub forma unor colegi care și prin care vorbea el și îi spunea, uite, sensul vieții este să cauți să fii fericit, să aduni, să faci casă, să cumperi mașină, să te plimbi peste tot în lume, să ai bani. Asta e idealul la întunecat. Deci era Dumnezeu care a luat masca respectivă, a luat forma respectivă și a încercat să mă verifice. Dar ce a nimerit? A nimerit? Eram așa de indolent, de neatent, de ignorant, încât nici n-am înțeles ce vrea ăsta. Ce are ăsta cu mine? Și în condițiile în care altcineva nici n-ar putea să, n-ar fi putut să vorbească cu el sau să doarmă lângă un asemenea om. Și eu am fost indiferent. Deci, tot așa, sfânta indiferență. Ignoranță. Cum ai zis tu? Sunt indiferent? Că nu este bine, că nu este bine. Indiferent că... Deci divinul este în direcția opusă dorințelor noastre. Noi când avem dorințe, nu ni se va împlini niciuna. Pentru că e un eu acolo care vrea să-l forțeze pe Dumnezeu și Dumnezeu ne oprește. Când stăm mult pe ele, Doamne. Când stăm mult pe ele, da, când ne concentrăm. Oricum dorința apare, da? Îți apare dorința să mănânci, îți apare dorința să-ți cumperi un anumit lucru. Dacă tu stai pe ele, chiar că nu se împlinesc, dar când ești indiferent... Mult timp, le repeți mult timp. Da, când ești indiferent, bă, că îmi cumpăr papuci sau nu-mi cumpăr, că am servici, că nu am, că, nu știu, copilul e liniștit sau nu-i liniștit. Când apare sfânta indiferență, lucrurile se schimbă. Tu nu stai mult pe dorințe. Deci, o venit, tu pleca, gata, am lăsat-o. Ca păsările călătoare. Nu stăm să le... pe ele. Cum deci a făcut Bogdan, nu? Indiferent, că ia examenul, că nu ia. Deci nu stă scălare pe dorință. Da. Incredibil, nu-i venea să crede nici lui. Și a spus, păi, fă în continuare la fel, aplica aceeași metodă. Să nu înseamnă să nu înveți, dar fi indiferent la rezultat. Lui era și frică. Deci astăzi am învățat două lucruri, că Dumnezeu este peste tot și nu avem cu cine să ne luptăm, nu putem fi supărați, nu mai putem să împărțim în diavol și Dumnezeu, da? Este tot ceea ce zicem noi că este negativ, este tot divinul care ia o mască acolo, da, de ego, de diavol, de corector, este Dumnezeu învățător sau iubirea corectoare. Iubire, vezi? Sunet, când cum sună iubire, da. Nu mai ești așa de speriat. Da, sună altfel sau este Dumnezeu care și-a luat rolul ăsta, da? Ca să ne ajute, ca să ne împingă de la spate, să ne mobilizeze, sigur. Exact. Deci nu e un lucru rău. Întotdeauna nefericirile și neplăcerile sunt, de fapt, pași înainte. Da, urcușuri. Urcușuri, da. Și mă întrebase într-o emisiune care, cineva ce este mântuirea. Nu mi-a trecut prin cap să spun. Că tot ce este neplăcut este mântuire. Răul, numai răul te mântuie. Dar răul ăsta e Dumnezeu care ia un rol. Va trebui un timp până când ne vom obișnui cu lucrul acesta și să fim atenți să nu împărțim, că mereu avem tendința asta și când explicăm, nu? Așa da, așa nu, asta e bine, asta e rău. Uite ce au făcut stăpâni la lume. Să înlocuim cuvântul stăpâni la lume cu Dumnezeu care ne corectează, da? Dumnezeu stăpânul la lume. Da, Dumnezeu stăpânul lumii. Da. Stăpânul lumii.
Vine și ne corectează acum, da. Și când oamenii ne fac rău, nu oamenii ne fac rău, ci Dumnezeu ne face rău. Când noi ne supărăm pe ceilalți, noi ne supărăm pe Divin, întotdeauna și vrem să corectăm și să schimbăm. Auzi ce nebunie, noi mereu vrem să schimbăm pe El. Nu suntem de acord, noi luptăm întotdeauna cu Divinul. Ce nebunie. Da, Doamne, da. Apropo, acum ne întoarcem și la stările noastre interioare, da? Care sunt tot stările Lui. Că Dumnezeu nu înseamnă doar pe plus, adică doar bucurii, fericire, doar o stare de relaxare, de liniște interioară. Dumnezeu este și furie și mânie, este și inversul. Exact. Când acceptăm asta, atunci intrăm cu adevărat în Divin. Este și. Că noi am spus adineori să nu fim, adică poți fi tolerant cu ceilalți când nu ești tolerant cu tine? Nu poți fi. Îngăduitor, nu tolerant, îngăduitor. Da. Poți fi îngăduitor cu ceilalți când nu ești cu tine? Nu, când ești aspru cu tine, vei fi aspru și cu ceilalți. Deci mereu trebuie să face pe invers. Deci dacă suntem aspri, ne trebuie lipsă de asprime, nu? Suntem exigenți. Există și absolutizarea, să nu fim aspri, să nu fim exigenți. Da. Știa, de aia le manifestăm, le scoatem la înaintare, pentru că noi avem absolutizările astea, să nu fim pe minus. Când nu vrem să fim pe minus, tocmai pe minus o să fim. Dar ce avem nevoie? Tot timpul noi ne ducem în sus. Perfecțiune. Tot timpul mai sus, mai sus. Nimeni nu vrea să meargă în jos. Poate, Doamne, vrem să zburăm, vrem tot timpul să zburăm. Dar Dumnezeu nu e sus, e jos. Să fim balonași, să fim... Da. Ne-a văzut Sfântul acela șovăitor, ce fericit era, lustruia o fântână, un robinet. Sau se ducea și spăla animalele în grăști. Ce fericit era el. Deci el nu se ducea în sus. El nu vrea să meargă în sus. Și calea divină este să nu vrei mai sus, să nu vrei mai bine, să nu vrei mai mult. Să mulțumești cu puțin. Deci, real, să refuzi acest mai bine, mai sus, mai frumos, mai mare, mai bogat. Asta e calea divină. Este inversă. Când ți-e bine, nu ți-e bine. Când ți-e bine, ești în pericol. Când ți-e prea bine, ești în pericol. Da. Și să nu absolutizăm, Doamne, și puținul. Că ne ducem pe invers. Exact, exact. Ne absolutizăm puțin. Adică devenim prea sărași. Și luăm de la capăt. Îl judecăm pe ăla care are mai mult și-l urâm. Când a apărut judecata, gata, puțin îți face rău. Da. Deci și mult îți face rău când îl desconsiderăm pe cel care nu are mai nimic, dar și puținul ne face rău când îl urâm pe ăla care are mult. Și ai văzut în ultimul experiment, dacă l-ai ascultat, am impresia că de astăzi sau de ieri, cu cele două grupuri, cu peștera. Nu l-am ascultat. Nu făcea, deci cel care conducea experimentatorul nu făcea altceva decât să îi dea niște avantaje mai multe unui grup față de alt grup și începeau să se urască între ei. Să urască, să se bată și în momentul în care i-a pus în situații în care trebuiau să participe împreună, să facă ceva, spre exemplu, un camion care s-a înmolit, știi? Ambele echipe, cele două grupuri, ar trebui să participe ca să scoată camionul de acolo. Deci, experimentul a fost făcut ca să se înmolească acolo. Dar atunci ei au început să se tolereze, să se îngăduie. Deci, întotdeauna când dai un avantaj mai mult unii părți sau alteia, ei se vor bate între ei. Asta se întâmplă acum. Deci mereu se dă avantaj unui grup în defavoarea altuia, cum s-a dat medicilor, nu? S-a dat avantaje medicilor și uite că s-au văzut separați și s-au transformat în... De simplu. Că nu este neapărat nevoie lagărul să fie într-un lagăr. Poate să fie lagărul țară întreagă, știi? Să dai avantaje unora, atunci unii devin gardieni pasnici și ceilalți devin prizonieri. În tot țară mare. Aparent liber, dar nu mai ești liber. Deci, interesant. Da, experimentul ăsta cu gardienii și prizonierii este și macro și micro.